Primăria Comunei jarmata anunță încă un eveniment în acest sfârșit de săptămână. De data aceasta, evenimentul este dedicat pentru cei pasionați de automobilism sportiv. Este vorba despre etapa a doua din campionatul de automobilism Drift and Karting Timișoara, organizat de Asociația Autoclub Rally Timiș, sub egida FRAS. Competiția conține patru secțiuni astfel, două secțiuni de automobilism, circuit viteză urban și drift și două sesiuni la karting, eco-karting și motor-karting. Startul va avea loc la ora 10 din centrul Comunei Garmata și la ora 12 la la platforma industrială privată din Germata, iar festivitatea de premiere va avea loc la sala de sport din Germata.